Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof. Online. De nou suntem la Stupină. Astăzi este, cât este astăzi? În 9, nu? Sau 8? 8, 8, așa, 8 iunie. Și așa cum știți, nu pierd niciun timp cu timpul, făcând tot felul de experimente. Eu stupul acesta mă fascinează, pur și simplu, în fiecare clipă descoper tot felul de idei. Așadar, aici ne aflăm la un biostup la care am făcut mișcarea aceea de am trecut matca în buzunărel, am pus-o, dragilor, numai pe două rame și pe urmă trei foi. Am, așa, furios, eu trei foi să-i dau la asta. Da, și nu prea eram așa încântat, mă gândeam tot cu trei foi, izolat atât de mult. Sigur că voi, chiar scurăză ce s-a întâmplat în față, voi determina pornirea voților în față categoric, cum se va întâmpla asta. Da, așa că mă și gândeam, dar dacă cumva matca se supără și zice, băi, știi ce? Ce mai ții tu așa izolat, atât la distanță? Ia să mă duc eu la fiicele mele aici să văd despre ce este vorba. Așa că mi s-a întâmplat în altă parte, tot așa am pus trei foi și o sări matca de pe ultimele două și tot dus în față și am găsit-o acolo. Deci a rămas ca aici undeva în spate să dea drumul la boți, nu? Pentru că izolarea s-a produs acum în partea asta la altă. E bine, dragilor, haideți să pornim, să vedem ce se întâmplă aici. Sunt cu adevărat curios. Să tragem... Oricum, matca este aici, vede după cum e populat. Și o să ne convingem că în față e sunt trase boci. Așa, aici, iată că am intervenit la timp. O să dăm reîntorul ăsta la... Să fie matca aici. Să dăm la păsărele. A vrăbiuțele o descoperi. Stau pur și simplu în jurul meu și cum las o ramă cu trântorii, cum orice ulesc. Știți și frumos curăță, un spectacol. Deci, astea scăpăcite nu fostea foarte hotărâtă să dea drumul la... Mai sunt larve în creștere, mai sunt în sfârșit. Nu a fost hotărâtă să dea drumul așa la creșterea masculilor, pentru că pus aici pe trei rame goale nu i-a mai convenit deloc. Așa că în una alta o să mai ne uităm atent să nu fie matca aici. De fapt o să încercăm să o și vedem pe partea cealaltă. Sigur, vă dați seama că sunt singur, de aceea cu mână manevrez ramele și cu una filmez. Da, ce să mai fac? Din dragoste pentru voi, cei care așteptați în fiecare clip filmulețile și vreți să urmăriți și să mergeți după tehnologia mea, fac aceste lucruri. Resursele s-au împuținat în perioada aceea când aveam băiatul după mine, cameramanul, era altă poveste. Acum, mult mai greu este. Ia să vedem ce s-a întâmplat cu rama asta. Asta este o ramă care matca a bătut ouă foarte, foarte atent. Foarte bine, da? Vedeți ce a făcut coroniță în partea de sus, iar în partea asfaltă, în partea de jos, ouat. Ia să vedem dacă nu cumva cum fi pe partea cealaltă, că s-o proaspite. Deci a treia foaie și ea este ouată. Da. Vreau să vedeți voi acolo, să vedeți. Dacă s-or vedea larvele, ouăle. Ouăle, cred că eu văd ouă. Da. Hai, uite, spui de acolo. Matca acolo. Da. Dacă să văd, nu știu ce să vă spun. Eu am încercat să fac asta.
Nu văd matca aici. I-au fost oricum. Repet, poate să fie și pe... pe hrănitor acela, pe rama capcană. Dar mai continuăm. Suntem la prima ramă. A doua ramă este asta. A fost ramă goală. Iată, dragilor, cum arată lucrarea făcută de mărcuțe. O mărcuță minunată. Da? Iată așa arată. Văd că aici încerca să dea drum și la bot și zice, băi, ce e cu asta? Spațiul e mic, o să iese. Au un moment. Numai de ele știut când se simt densitatea împreună cu albina care este deja în celulă. Deci de acolo își dau seama. Și știu exact pentru când timp ecluzionează, știu ce se va întâmpla. De aceea, totul ceasornic, pregătit la momentul potrivit să poată să zboare, da? Să poată să roiască. Cresc bocile la un moment când hotărăsc ele, știu că peste atâta numai ele știu, pur și simplu. Noi rămânem doar spectatori la... Da, cu Prof Online, sigur că nu faceți altceva decât să încercați și voi să răspundeți la întrebările pe care tot cu care mă confrunt eu și împreună să descoperim și să vedem cam ce se întâmplă cu adevărat într-o familie, ca să știți cum să reacționați la momentele potrivite. Da, iată din nou o ramă frumoasă, cu larve în creștere, cu tot. Matca nu o văd nici aici. Poate o fi pe partea aialaltă. Hai să vedem. Observați, dacă umblați cu calm, liniștit, nu aveți nicio problemă cu albina. Nu sunt. Albina nu este. Sunt și cu partenerele foarte agresive. Sunt, ați văzut situațiile acelea, dar eu încerc într-un fel să vă atrag atenția că rămâne esențial modul în care umblăm. Dacă acum aș prinde o albinuță, s-o omor, imediat vor veni și altele. Urmăriți cu multă grijă aici la umeraș, nu prindeți albinuță. Da? Deci dacă vreți să scăpăm și din țepături și să lucrăm în așa în liniște, facem acest lucru, să lucrăm cu calm. Ia să vedem și pe aici dacă avem ceva. Deocamdată nu văd mărcuță. Trebuie să fiu și foarte, foarte atent să nu cumva să scap rama. Dacă se află cumva matca pe aici undeva, am încurcat-o. Deci nu-i nici pe rama asta. Deci iată ce-o folosesc, două rame erau în spate aici. Dacă nu o găsesc, e posibil să fie trecut dincolo, prin grilă. Posibil și asta, că după ce și-au făcut treaba și-au zis, băi, dar ce să mai fac aici, pierd timpul? Hai să mă duc în față. De fapt, știți cum o să ne dăm seama? Dacă nu o găsim aici și dacă sunt rase bocile. Că dacă i-au apărut în față, imediat albinuța, adică bocile le-au terminat. Dacă găsim boci, înseamnă că nu a apucat să plece. Ia să vedem ultima ramă. Asta e și mai greuță. Uneori o vedem mergând pe... Aici a fost ruptă biata de ea. Rama asta. La centrifugă, dacă e crudă și un pic neatent, că e cald, imediat ți se rupe rama. Deci, iarăși, multă grijă, iată, ramă care e compromisă de acum. Nu mai putem spune că
Asta ne face serviciu cum trebuie. O să o lăsăm un pic camera, să o scuturăm. După ce ne asigurăm încă... E, îmi pare rău că urmează un moment de ăsta, că nu filmez. Dar ce-o fi vară, vară. O fi prezând în obiectiv, probabil cu un... Am de căsă o scutură, dar vreau să nu fie albimat aici, că dacă am scuturat-o, riscăm să ia să stea prin perete și atunci nu mai am nimic de... Nu mai pot descoperi. De ce vreau eu să o descoper acum? De fapt, mi-ar trebui să nici să nu mă străde prea mult, să spun așa. Iată pe aici, sub o numai vă oprați, câte o ramă care am dat-o jos. Să mă duc în față, să continue treaba, să văd dacă m-ar trebui pe acolo. Deci asta ar, fi, ar trebui să fac acum. N-am pus, dragilor, n-am pus diafragma. Trebuie pusă diafragma acum, cea care separă buzunărelul, pentru că, insist, dacă nu s-a întâmplat să ducă mata în față, atunci trebuie să fie bocea aproape gata de ecluzionare. Și din matca asta chiar mi-aș dori să obțin alte mătcuțe reți, matcă de valoare. Este după cum au bătut. Și au stat aici, izolată, cu trei rame, cu trei foi, nu și-a pierdut încrederea în ea. Hai să ne uităm și pe tănitorul ăsta. Rama capcană aici, cu toată povestea ei. Uite aici. Vedeți? Dacă greșeam să o scuturam, nu mai prindeați. Iată, dragilor. Da? Din matca asta. Deci a rămas izolat aici. Este superbă chestia. Sigur avem boci în față. Nu încape discuții. Ce facem acum? Ca să nu greșim, că oricum vreau să scutur asta. Ca să nu greșim, o să o iau și să o dau pe ramele acestea din spate. Ia să facem așa. Are cu multe grijă să... Am prins-o, am dat-o jos și acum putrăm rama capcană, dăm la grăbuțe, cât mă roagă de sistem. Da, îi dau, vă le dau imediat. Acum, acum. Aceea care spuneam că e compromisă, dar până una alta să nu uităm să punem pe grilă diafragma cu patru ochiuri. Thank you.
Cum se procedează concret? Cu un pic de fum, încercăm să grăm albina de pe grill. Astfel riscăm să prindem albinuța. Iată, ochiurile sunt închise. Dar, dragilor, deci închidem ochiurile și Haneman și Miros, pentru că în față acolo trebuie să fie boțe aproape de ecluzionare. Așa cred eu. Acum am tăiat contactul complet cu matca mamă. Hai cu o mână, Ioane, descurcă-te. Așa înțepător ce se face. Vrem să și facem pe operatorul. Cred că o să dau în rama asta, că nu mă descurc. Dau și rama asta deoparte. Sper să fie marca pe ea pe aici. De fapt, i-am dat-o pe rama a doua. Uitați așa. Mai venim cu fum un pic. Și să încercăm încă o dată. Deci nu intră ea. Dăm în jos. Al model. Vei vedea ce mi-ai făcut alea, e model de diafragmă, că nu prea le-am mai ținut cont. Arăți-mi, nu. Nu știu dacă aici și o să duce, de fi suficient de mult. Este făcută, hai să încercăm așa. Nu duci așa în capătul ăsta, simt că un pic mai mare și trebuie să aduc o altă diafragmă. Așa că vă las pe voi, dragi, o să vă duceți și să vă uitați la albinuțe. N-am încotro, dar să mă duc să aduc. Am avut o pește lângă mine, așa că să încercăm din nou. Poate asta merge. Pare a fi mai mic un pic. Facem o leapă ca să intre pe niște tot așa, pe blițul ăsta. Ca să mă leacă de acolo. Da. Deci
război. Sau poate s-a fugit acolo mașina la trasă, știi. Mă gândesc să nu ai schimbat cu repede. Da, deci iată, dragilor, am pus diafragma cu patru ochiuri. Să vedem, avem închisă neapărat lucrul ăsta, trebuie să fie clar. Da, deci închisă complet. Și în partea asta altă, ambele diafragme. Și acum, ducem ramele toate spre grilă. Și aici o să folosim numai rame bune de ouat, să-i dăm drumul la albastre să lucreze. Așa. Sigur, acolo s-a captat și varoa, știți bine, datorită faptului că în față nu au mai fost rame bune de ouat. Adică nu, tot ce a fost, cred că, ecluzionat. O să ne uităm îndată și o să vedem cum este situația de aici din față. Rama asta, scuturăm mai întâi pe ea, dată în spațiu. Așa. Sigur, se poate întâmpla ca la centrifugă să fi fost asta, dar nu cred că am pus-o eu ruptă. Mai degrabă căldura, făcut ca ias fagurile, vedeți, dacă fagurile nu e de calitate și rama perfectă, se întâmplă să curgă, se rupe de sus și albina încearcă să recupereze, să repare, să... Dar uitați ce se întâmplă la reparații. Asta, vedeți, se întâmplă și la case mai mari. Totul depinde de calitatea cerei. Adică, în foiță ce se bagă. Dacă se bagă numai parafină, iată, uneori o iau cu multă greutate, altădată, chiar dacă îi se rog și e nevoie, o iau și iată să te trenecază la lucru. Care fac asta, tare mult am rugat să încerce să ne respecte pe noi apicultorii, că numai gândul la câștig nu-i bun. Nu-i bun. Acum facem care am spus-o, deci o ramă ce am dat-o în spate și băgăm o foiță. Da? Deci, iată, dragilor, au fost trei foi, acum, fiindcă am pus pe grilă, nu mai țin cont, o rămas o singură ramă, băgăm o foaie. Și eventual, femeile de varoa care au venit din față și au trecut prin grilă și au fi intrat în ramele de aici cu puiet, acum le oferim șansa să intre în capcana pe care o punem imediat în în spate acolo. Deci, iată cum procedează. Rama ce am lăsat-o la grăbiuțe, o rezolvă el îndată și aici rama capcană și avem pus, am rezolvat treaba. Deci am mai băgat o foaie
ar trebui să bagăm două, dar cred că fac treaba asta după ce mă conving de situația din față. Pentru că în față, proiectul știți care este. Din clipa în care am pus pe diafragma, pe grill am pus diafragma cu patru ochiuri, acum urmează să încep să văd cam care este situația aici și să împart în două, să distribui boțile și să văd exact care este situația. Din clipa în care am văzut matca, înseamnă că ea n-a ajuns în față. Haideți să începem să tragem o ramă și să vedem cam care e situația. Așa. E bine să luăm o ramă așa mai din mijloc, pentru că din margine știți bine, înceruiesc, agață și când ai tras o curge. Așa, rama din mijloc, asta e o ramă plină cu miere. Să o lăsăm jos, o scuturăm îndată, dar obiectivul nostru este să cercetăm, să vedem care este situația cu boțile. Că nu cred eu că nu am boci, nu pot să cred. Da. Mai întâi să vedem. Ia să trage tot cu miere. Cum observați, albină puțin. Asta este iarăși o chestie care merită să o țineți minte. Izolarea biostupului se oferă șansa asta, pregătirea pentru mulțire, dar și cu faptul că matca lucrează pe o zonă mai strânsă. Ați văzut-o pe cum am dus aici pe trei foi, ce s-a întâmplat cu ea, piata de aici. Așa, în față n-am mai fost sarcini pentru creșterea puietului și atunci au depus miere, da? Au depus miere din momentul de față pe albina asta contăm, care este aici. Să vedem ce mai avem, ce, dacă mai sunt. Nu am, încă nu am boci. N-am ajuns la nicio ramă cu boci. Știți ce fac în condițiile astea? Iau o ramă cu puiet de undeva sau aduc două boci chiar în roinița aceea care am arătat, am vizitat-o și sunt gata boțile. Difuzionare, opa, așa, da. Asta e iarăși încărcată cu miere. Da? La salcăm n-am extras-o. Eu sunt cu idei de al meri, tot felul de chestii și iată, trebuie să extragem. Facem concomitent treaba asta și extragem și lucrăm și puține, da, e drept. Când vei termina la toamnă. Dar unde sunt boțile? Ai, Ioane, ce faci cu boțile? Că te faci de baftă? Ce să fie făcut matca asta? Albina a fost ocupată de piculeț și chiar așa să nu fie făcut nicio botcă, nu pot să cred. Nu pot. Dar am soluții, nu? Am și spus cum fac în condițiile astea. O să iau asta tot. Bine, aia este botcă. Avem și o botcă, una. La dragilor, coaptă aproape, nu e cluzionat. Ia să dăm pe partea așa asta, că avem. Mi trebuie să am două, trei boci. Uite, încă una pe partea asta, deci o ramă de aici rămâne perfectă în zona asta. E gata să ecluzionez stăpia acum. Da? Hai tu de timp. Nu vrea. Gata, m-am liniștit. Deci, vedeți, dragilor, ce merge. Producția nu este afectată, ba din contră. Am convingerea că chiar producția e mai bună decât în situația în care nu s-a făcut operația. Deci, înainte de salcăm, am făcut mișcarea asta. Ia să vedem, asta e o ramă full cu puiet.
modelul cele din spate. Și avem și o vodka aici. Bun. Vreau să fie pe două rame, ca să unul ramă să o pun într-o parte și alta în cealaltă parte. Deci așa îmi doresc. Și avem și aici. Da. Acum o să fac și selecția, mă aleg prin care cred eu că e cel mai frumoasă. Și iată că proiectul merge perfect. Deci am măcar două rame pe care să le pun, una într-o parte și una într-o parte. Da. Bocile, dacă nu vine amaz. Bun, am venit la ăsta, dar la alții care nu ajung. Asta e. Forța de muncă diminuă mică. Ia să vedem. Aici fuzionează. Sigur nu avem niciun ou. Categoric. N-ar de unde să apară ou. Și femelele care au ecluzionat din femelile de varoa, dacă au fost, că ecluzionat s-au dus în partea cealaltă. Deci acolo am făcut un fel de captare varoa. Da? Pe pe rama capcană, dar și pe, de ce să mă spunem, e posibil și pe ramele de puiet de aici căpăcit. Acum nu vor mai pot trece femeile de varoa, dar hai să spunem că am făcut și un lucru important, ne-am supus unui stres formidabil ca să treacă prin grilă, au mai căzut o parte prin sit, o parte din ele, deci vedeți, este ceea ce spuneam, înmulțirea dirijată, lupta împotriva varoa, producție destul de frumoasă, nu? Vedeți ramele acestea care sunt încărcate cu miere. Am aici trei care sunt scoase. Astea două, l-am spus că sunt le voi folosi cu scupuiet. Astea două. Așa. Și acum și astealte, cred că aici care sunt, se arăși numai cu da, miere. Deci 3 și cu 2 și cu 2, aici 5, până acum. Am sentimentul că chiar și celelalte sunt tot așa. Da. Nu mă aștept să mai am puiet. Iată ceva căpăcit, puiet tânăr, ecluzionat acum. Da, albinuță tânără. Scuturăm, împărțim în două, despărțim. Într-o parte va fi aia, că aș mai și înțăpat. Vezi că nu am nicio șansă să dau drumul. Dau drumul la ramă. Așa. Aici e cluzionat. Multă, multă puietă tânără, albinuță tânără. Bocile acum care vor, mățicuțe care vor cluziona zilele astea. Mâine așa ecluzionează, cum le-am văzut, coapte sunt. Așa. Deci, dragilor, hai să înțelegem. Mai vedem și ultima ramă. Asta de aici. Vedem dacă e tot plină cu miere. Da. E o ramă de mare și plină. Deci avem 4, 3 cu 3, 6 rame. 3 aici. Iată, vreau să le vedeți. Și încă 3 în partea cealaltă. În jur de 10 kg, să zicem așa. De cele 6 rame pe care le-am scos. Deci, una. Așa, zoom-ul. Am dat zoom-ul, da. Deci una, două, trei, deci, și cu trei, șase, și cu una de jos, șapte. Șapte. Și cu patru, cinci,
17 cu 5, 12. Deci 5 au rămas aici. Uic. Două sunt cu goci, una într-o parte și una într-o parte, dar le uite acum deodată. Deci una în stânga și una în dreapta. Noi ne avem până întâi aici cam 10 zile, după părerea mea. Și ne pregătim să operăm în felul ăsta. Așadar, cred că o să ne oprim aici ca să pot lucra. Ați înțeles care e operația, v-am prezentat concret lucrurile care le-am descoperit aici. Cred că am să mai iau și din spate o ramă cu puiet ca să dau în față. Echilibrez așa fel albina încât în cele două nuclei să se poată lucra. Ne oprim aici. La revedere, dragilor. Pe curând.